Între familia domnului locotenent Ighe Petrescu și familia domnului avocat M. Teodorescu Fălciu exista un vechi conflict care începuse chiar din ziua mutării lor în aceeași curte. Motivul? Deosebirea profesională. Nu există specie mai obraznică și mai dezgustătoare ca tâmpiții ăștia de civili. Te-ai văzut firma? Au uitat să-și treacă pe ea bacaloriatul și certificatul de 4 clase primare. Județul și l-a pus. Are nevoie de galon, dumnealui. Am tăcut. Da, bebe, a vrut să-mi dea peste nas cu firma lui, știind că alături stă un domn ofițer. Niște mitocani. Știi, pe mine militare mă agasează. A
Toată ziua zdrâng-zdrâng cu tinicheaua lor de sabie și caldarul. Mai bine le dădea statul o sabie de pâslă și niște pinteni de bumbac. Se poate în buzunar. Cum flecuște-ți de ofițeraș? Se gânde Napoleon Bonaparte? Așa e de mândru cu cei 300 de lei pe lună pe care îi încasează. Alt vecin nu ne puteam găsi. Dar pe nevastă s-a s-o vezi. Deși să-ți pun drept, n-au aerul că sunt cununați. Oaia mică, neagră, zbârcită și ră ca un șarpe. Ce mai stai, du-te? Nici nu s-a instalat bine și a început să măture, să frece, să spele. Probabil că a fost bucătăreasă. Știi ce? Eu am deviza mea. Nici o legătură cu vecinii. Și mai ales cu bestiile astea de civili. Dar mă crezi chiar atât de lipsită de demnitate, Ionel? Voi eu! I-ai văzut nevasta? O scoabă lungă și blondă, de două ori mai lungă decât el. Când ies împreună, parcă ar fi biserica luterană. De când a venit aici, tot cu gura, pe ordonanță. Domnul Intre, ia mai scola vasele! Te ascult de 10 minute, să nu te ocupi de altceva până nu speli vasele! Mie nu mi se pare așa urâtă. Știi, eu am un principiu, nici o legătură cu vecinii, mai ales cu tării sabii ăștia de ofițeri. Și vei interzice și lui Marinică să mai joace cu fata lor. Da, da, da! Mă, n-ai să joci, că ai să vezi pe dracu. Știi foarte bine că nu-mi plac cârdășiile astea. Îmi vine rău numai când mă gândesc că mi-ar da bună ziua. Las că vă cunosc eu pe voi. Deschideți ochii. Da, da, da! Copiii împărtășesc exact opiniile părinților, conform dictonului latin. Așa ea nu sare departe de drum. Singuri se aveau foarte bine ordonanța Dumitru și bucătărea Samarița, care călcau în fiecare noapte consemnul primit cu solemnitate de la stăpâni. Dar stăpânii tolerau în definitiv relațiile slugilor în scopul politic de a cunoaște zilnic opiniile unora despre ceilalți. Poate mă, cizmat! Vezi ce mă înțeapă în călcâi! Și ce ziceau ăia, mă? Că sunteți canalie și cu nasul pe sus să trăiți! Au îndrăznit ei așa ceva? Au îndrăznit? Și pe urmă mai spunea că sunteți niște... niște pârliți obraznici. Ce îndrăzneală! Nemaipomenit! Cum, mă? Pârliți obraznici să trăiți! Am să-i străpun cu spada! Auzi? Marițo! Mai bine... Cum zici că îmi spuneau ăia? Că sunteți răioși. Cum? Răioși. Auzi, mitică? Așa? Bine. Află de la mine, curtea Marțeală o să-l mănânce. Nu le iert eu. Colonel, să-mi trimit băiatul de la Alcala din cărțile cerute. Să-mi trimit automobilul să mă ia. Își mă avem pe rândul de promenat. Marițoiale, hai să-mi dai restul la o hârtie de 1000.
ce faci? N-ai? N-am, coniță, zău. Poate are dumneai să schimbe. Aș, ți-ai găsit milionara. Niciun păi! Pune-le undeva! Să vadă ea, pe dracu! Marito! Haide, Marito! Stai, Ioana, da! Stai sub balcon! Prinde ce-ți dau și întinde la soare! Păi... Niciun păi! Ia și-ți lungul din grădină și pune-le în el! Dumitre! Thank you.
ce se întâmplă? Ce? Hai, ajută-mă să mă urc eu. Stai să fiu eu să vă arăt cum să umblă cu el. Așa să umblă cu un pian, cu un lucru scump ca ăsta, pe care nu știu ce poate cumpăra oricine. Marinica să cânte la el. De cucoană, ce știu eu? Dumitru, iar n-ai stropit curtea. Păi, nu-i rândul nostru. Că ieșea domnul Lent că o jumătate de zi o stropim noi și alaltă jumătate alții. E rândul ălora de acolo, vrei să spui? Spune-i alea de dincolo să-și stăpânească gura. Viei! Brut! Nu-ți dă mâna să-mi răspunzi. O iei pieziș? Am să te învăț eu românește, gâscă de pension. Fii moala pe... Curcă plouată! Ce noror! Orer! Și cheamă-l pe domnul. Dumitru, adu flaconul, pune perna și cheamă pe domnul.
dacă nu te duci să-i tragi două palme ofițerului și ofițeresei lui, nu meriți numele de bărbat. Cum mai zici? S-ar putea, dar să mă mai gândesc. Cum să te gândești? Ei, înțelege, frate, că lucrul trebuie făcut, însă cu socoteală. Nu mă mai iubești, nu mai zi la mine, nu mai zi la... Da? Bine. Hai să vezi de ce sunt eu în stare. Cum, nu te duci? Ba da, îndată. Atunci ce mai stai? E bine așezată cravata? Este! N-am nicio scamă pe mine. N-ai! Dă-mi o țigară aprins. Îl distrug. Un singur lucru îmi bate. Să nu-l omor. Am o mână grea, din care cauză m-am ferit totdeauna de scandal. Să știi! Nu vreau să aud nimic! Ești un laș! Laș, laș, lașule! Te rog, Cloclo, să fii rezonabilă și să-ți retragi numai decât cuvântul. Cât despre domnul de vis-a-vis, ai să vezi imediat ce o să-i se întâmple. Intru peste el. Intru, fără să bat. Îmi ies să moșteac înainte. Mă repet. Lovesc. Uite așa, de mai multe ori. Și plec strigând, dacă te-am tolerat până azi, animal cu chipiu. Este pentru că ți-am acordat oarecare stimă. Încasează acum palmele mele de mitocan, cum îmi zici. Canalie mizerabilă. Domnul, locotenent I.G. Petrescu din Marele Stat Major. Me Teodorescu Fălciu, licențiat în drept, avocat. Sunt vesel. Licealist în divorțuri și criminalistică. Sunt vesel. Numai puțin. Poftiți înăuntru. Luați o țigară. Cu plăcere. Dumitre! Cheamă salvarea și stai sub fereastră să prinzi pe avocat. Îi plâng de milă nenorocitul. Ce căldură. Într-adevăr, exorbitante. Plecați undeva anul acesta? Dacă bugetul îmi va permite, vreau să-mi duc nevasta la munte. Dacă nu... Dacă nu? Dacă nu, am să duc la taică-miu la țară. Așa. Tatăl dumneavoastră stă la țară? Da, e preot la Stanca de Sus. Așa. Cum, sunteți din Fălciu? Dintr-un județ cu dumneavoastră. Ciudat. Eu sunt de la Stanca de Jos. Cum, părintele Ghiță e tatăl dumneavoastră? Chiar părintele Ghiță. A trebuit să ne cunoaștem tocmai la București. Și cu un prilej nu tocmai agreabil. Bebe! Bebe, ți-a spus să te mai joci cu copilul țiganilor de vis-a-vis. Eu țigan? Ei, lasă care se arate mitică lui bărbat. Tu cum să te învețe să vorbești? Ei bine, cine se ia după cucoane? Maică precistă. Ajută-i lui Mitică să iasă bine din această încercare. Așa l-a ajutat în procesul cu femeia cu 7 de furtuni și în crima din strada Milosteniei. Ajută-i, Maică precistă. Ha, 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 ha
ajută-i lui Ionel să iasă victorios din această încăierare, așa cum l-ai ajutat în manevrele din toamnă, când a fost avansat la statul major. Ajută! Care va să zică, suntem conjudețeni. Am putea spune că suntem chiar consăteni, nu? Să trăiești, domnule locotenent I.G. Petrescu. Să trăiești, domnule avocat, me Teodorescu Fălciu. Dă mâna și să ne cunoaștem cât mai bine. Nu vrei să rămasă seara masa împreună? Nu se poate, e prea repede. Să potolim întâi cu coanele. Nu-i nimic, le facem o surpriză plăcută. Bine, foarte bine. Astă seară, la 9. Astă seară, la 9. Tăticule, iei lasă ghemitocanului. Hai, spune. Dă-mi o țigară aprinsă. Ce zi odată? N-aveți idee ce băiat cum să cadie locotenentul. Te-am brobodit. Moleșitule. Aoleu. L-ai plesnit cel puțin bine? Va bine că nu. L-am învățat de-o minte pe dumnealui. Hai, spune cum a fost. Hai, spune. Lasă că vă spun eu. Uitați-mi să vă înștiințez. Astă seară suntem invitați la masă în oraș. La 9. Noi? Da, noi. Noi. La 9. Marito! Marito! Domnul I.G. Petrescu, locotenent din statul major. Provenit din cavalerie. Cloclo, dă-mi voie să-ți prezint pe domnul me Teodorescu Fălciu, avocat. Specialist divorțuri și criminalistică. Sănătate. Iar nu s-a stropit curtea. Nu, o să plouă. Alții. Moare, ți-o iau, nebă!